Bine v-am găsit, rezolv testul 8 de antrenament pentru profilul tehnologic. Subiectul 1, exercițiul 1. Avem de arătat că 1,75 împărțit la 0,25 minus 2 pe lângă 17 supra 4 minus 2,25 este egal cu 3. Pentru a rezolva acest exercițiu este mai simplu să transformăm fracțiile zecimale în fracții ordinare. Prima, 1,75 egal cu linie de fracție, la numărător scriu numărul fără virgulă, 175, iar la numitor pun o putere a lui 10 egală cu numărul de zecimale de după virgulă, 1, 2, deci 10 la puterea a doua. Obțin astfel 175 supra, însă 10 la puterea a doua înseamnă 10 ori 10, 100. Simplific prin 25 și obțin astfel 7, 175 împărțit la 25 este 7, iar 100 împărțit la 25, 4. Mergem mai departe la 0,25. Pun linie de fracție, scriu numărul fără virgulă și fără 0, 25, iar la numitor, având două zecimale, pun tot 10 la puterea a doua. Obțin astfel 25 supra 100, simplificăm prin 25, 25 împărțit la 25, 1, și 100 împărțit la 25, 4. Mai avem fracția 2,25. Pun la numărător 225, iar la numitor 10 la a doua. Obțin astfel 225 supra 100. Putem simplifica iar prin 25 și obțin 9 supra 100 împărțit la 25. 4. Înlocuiesc rezultatele obținute în exercițiul dat și avem 7 supra 4 împărțit la 1 supra 4 minus 2 pe lângă 17 supra 4 minus 9 supra 4 egal cu. Împărțirea a două fracții înseamnă înmulțirea primei fracții cu inversa celei de-a doua. Copiez 7 supra 4, înmulțit cu inversa lui 1 pe 4 este 4 supra 1. Minus 2, înmulțit cu, având aici același numitor 4 și 4, putem face scăderea, 17 minus 9 este 8 supra 4. Egal cu. Aici putem simplifica prin 4. 4 împărțit la 4 este 1 și rămâne 7 ori 1, 7, supra 1 ori 1, 1. Minus. Simplific aici 2 cu 4, 2 împărțit la 2, 1 și 4 împărțit la 2, 2 și rămâne 1 ori 8 supra 2. Deci 8 supra 2. Egal cu 7 supra 1 este egal cu 7 minus, iar 8 împărțit la 2 este 4. Și obțin astfel rezultatul 3. La cel de-al doilea exercițiu avem de determinat imaginea funcției f definită de la intervalul închis 1, 5 la r cu f de x egal cu 2x plus 1. Pentru a face acest lucru, mai întâi egalăm f de x cu y și îl scoatem pe x în funcție de y. Obținem astfel 2x plus 1 egal cu y, 2x egal cu y și pe plus 1 îl trec peste egal minus 1 și obțin astfel x egal cu y minus 1 împărțit la 2. Însă x-ul aparține intervalului închis 1, 5, echivalent cu ceea ce înseamnă că 1 este
mai mic sau egal decât x, mai mic sau egal decât 5. Însă am văzut că x-ul este y minus 1 supra 2. Deci obțin 1 mai mic sau egal decât y minus 1 supra 2, mai mic sau egal decât 5. Trebuie să obținem aici în mijloc doar y și vom prelucra această inegalitate dublă, astfel încât să obținem acest lucru. Avem împărțit la 2, pentru a elimina 2-ul vom înmulți cu 2 toată inegalitatea. Echivalent cu 2 înmulțit cu 1 este 2, mai mic sau egal decât y minus 1 supra 2 înmulțit cu 2, mai mic sau egal decât 5 ori 2, 10. Simplific 2 cu 2, rămâne 1 și 1 și obțin astfel 2, mai mic sau egal decât y minus 1, mai mic sau egal decât 10. Pentru a scăpa de minus 1, adun un plus 1 și obținem echivalent cu 2 plus 1, mai mic sau egal decât y minus 1 plus 1, mai mic sau egal decât 10 plus 1. Minus 1 și plus 1 reprezintă suma a două numere opuse, care este întotdeauna 0, și rămân astfel cu 3, mai mic sau egal decât y, mai mic sau egal decât 11. Ceea ce înseamnă că y-ul aparține intervalului închis 3-11. Deci, imaginea lui F este intervalul închis 3-11. La exercițiul 3 avem de rezolvat înmulțimea numerelor reale. Ecuația logaritm în baza 2 din 2x plus 4 este egal cu 4. Pentru a rezolva această ecuație, mai întâi punem condiția de existență a logaritmului, deoarece acesta există doar din numere pozitive, deci 2x plus 4 trebuie să fie mai mare decât 0, echivalent cu 2x mai mare decât, pe plus 4 îl trec cu semnul schimbat, minus 4. Și obțin astfel x mai mare decât minus 4 împărțit la 2, adică x mai mare decât minus 2. Dacă x-ul este mai mare decât minus 2, înseamnă că el aparține intervalului deschis în minus 2 plus infinit. Mai departe rezolvăm ecuația dată. Logaritm în baza 2 din 2x plus 4 egal cu 4. Echivalent cu. Pentru a o rezolva, putem folosi chiar definiția logaritmului. Logaritm în baza a din x egal cu y este echivalent cu x egal cu a la y. În cazul nostru, x-ul este 2x plus 4 egal cu a, adică 2, baza logaritmului, la puterea y, adică la puterea a patra. Și obțin astfel 2x plus 4 este egal cu 2 la puterea a patra, înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Și obțin 16. Echivalent cu 2x egal cu 16 și plus 4 îl trec peste egal minus 4. Obțin astfel 2x egal cu 12 și de aici x este egal cu 12 împărțit la 2. Ceea ce înseamnă că x este egal cu 6. 6 aparține intervalului pe care lucrăm, minus 2 plus infinit. Ceea ce înseamnă că
x egal cu 6 este soluție pentru ecuația dată. La problema 4. După o ieftinire cu 20%, prețul unui produs este 144 de lei. Determinați prețul produsului înainte de ieftinire. Prețul produsului înseamnă 100% și voi nota cu x prețul produsului. Și se spune că după o ieftinire cu 20%. Asta înseamnă că din 100% scădem 20% din x. Rămâne 80%. Deci după această ieftinire cu 20%, prețul unui produs este 144 de lei. Ceea ce înseamnă că 80% din x este egal cu 144 de lei. Trebuie să determinăm prețul produsului înainte de ieftinire. Adică trebuie să aflăm x-ul. 80% din x înseamnă 80 supra 100 înmulțit cu x, egal cu 144. Echivalent cu... Mai întâi simplific aici prin 10 pentru a lucra mai ușor și tai un 0 de la numărător și 1 de la numitor și rămân cu 8 supra 10 înmulțit cu x egal cu 144. Și de aici îl scoatem pe x egal cu 144 împărțit la 8 supra 10. Deci atunci când avem înmulțire în partea stângă, pentru a afla necunoscuta, în partea dreaptă vom face operația opusă, adică împărțire. Și obțin x egal cu împărțirea a două fracții, înseamnă înmulțirea primeia, 144, cu inversa celei de-a doua, 10 supra 8. Egal cu, simplificăm 144 cu 8, 8 împărțit la 8, 1. Aici, 14 împărțit la 8, 1 și rămâne 6 în 64 de 8 ori. Obțin astfel x egal cu 18 ori 10, ceea ce înseamnă că x-ul este egal cu 180 lei. Deci prețul inițial al produsului este de 180 lei. La exercițiul 5, în reperul cartezian XOY se consideră punctele A și B, unde A mic este un număr real. Trebuie să îl determinăm știind că segmentul AB are lungimea egală cu 5. Pentru a afla lungimea unui segment, folosim această formulă, în care vom înlocui coordonatele punctelor A și B și obținem astfel XB este 5, XA 2, totul la puterea a doua, YB este 0 și YA a mic. Minus 2, 3 la puterea a doua, plus 0 minus a rămâne minus a la puterea a doua, egal cu 3 la puterea a doua înseamnă 3 ori 3, adică 9, plus minus a la puterea a doua înseamnă minus a înmulțit cu minus a de două ori. Minus înmulțit cu minus este plus, iar a ori a la puterea a doua. Deci am aici 9 plus a la puterea a doua. Însă, lungimea segmentului AB este egală cu 5. Deci, egalez acest radical cu 5. Pentru a rezolva această ecuație cu necunoscuta a, voi ridica la puterea a doua. Și în acest fel, aici dispare radicalul, rămâne a la a doua plus 9 egal cu 5 la puterea a doua.
Echivalent cu a la a doua plus 9 egal cu 5 ori 5, 25. Echivalent cu a la puterea a doua egal cu 25 minus 9. Obțin astfel a pătrat egal cu 16. Și de aici a-ul este egal cu plus minus radical din 16. Adică a-ul este egal cu plus minus 4. Deci obțin odată a egal cu 4 și a egal cu minus 4. Două valori. La exercițiul 6 avem de arătat că sinus pătrat de 130 de grade plus cosinus pătrat de 50 de grade este egal cu 1. Însă sinus de 130 de grade este egal cu sinus de 180 de grade minus 130 de grade, adică sinus de 50 de grade. Deci aici, în loc de sin pătrat de 130, pot să scriu sin pătrat de 50 de grade plus cos pătrat de 50 de grade este egal cu 1. Îți reamintesc formula fundamentală a trigonometriei și anume sin pătrat de x plus cos pătrat de x este egal cu 1. Obiectul al doilea, exercițiul 1. Se consideră matricile A, O2 și I2. Trebuie să arătăm la subpunctul A că determinant de A este egal cu 0. Am scris determinantul asociat matricii A. Îl calculez prima diagonală înmulțită, 3 ori minus 4, minus cea de-a doua diagonală, 6 ori minus 2. Egal cu număr pozitiv înmulțit cu număr negativ, minus, iar 3 ori 4, 12. Aici minus înmulțit cu minus, plus, 6 ori 2, 12. Minus 12 plus 12, suma a două numere opuse, care este întotdeauna 0. La subpunctul B trebuie să arătăm că a înmulțit cu a plus a este egal cu O2. Să calculăm mai întâi a înmulțit cu a, prima linie cu prima coloană, 3 ori 3 plus 6 ori minus 2, apoi prima linie cu a doua coloană, 3 ori 6 plus 6 ori minus 4. A doua linie cu prima coloană, minus 2 ori 3 plus minus 4 ori minus 2. Și a doua linie cu a doua coloană, minus 2 ori 6 plus minus 4 înmulțit cu minus 4. Egal cu 3 ori 3, 9, plus cu minus, minus, iar 6 ori 2, 12. La următorul element avem 18, iar plus cu minus, minus, și 6 ori 4, 24. Minus 2 ori 3, minus 6, minus și cu minus plus, 4 ori 2, 8. Și la ultimul, minus 12, iar am minus și cu minus plus, 4 ori 4, 16. În final obținem 9 minus 12 înseamnă minus 3, 18 minus 24, pun semnul numărului mai mare, minus, și 24 minus 18 înseamnă 6. Minus 6 plus 8 mai mare este numărul pozitiv, deci avem 2. Și minus 12 plus 16 avem 4. Deci matricea aurea este formată din elementele minus 3, minus 6, 2, 4. Calculăm mai departe.
A ori A plus A egal cu ceea ce tocmai am obținut plus matricea A. Egal cu minus 3 plus 3. Suma două numere opuse, deci 0. Minus 6 plus 6. La fel. 2 plus minus 2. 0. Și 4 plus minus 4. 0. Deci, într-adevăr, obținem matricea O2. La subpunctul C trebuie să demonstrăm că există o infinitate de matrice X aparținând lui M2 de R, astfel încât determinant de X să fie egal cu determinant de X plus I2. În primul rând, X aparține lui M2 de R, înseamnă că matricea X este formată din două linii și două coloane. Și voi lua elementele matricii X, X, Y, Z, T. Apoi, calculez X plus I2 înseamnă X, Y, Z, T plus matricea I2 1, 0, 0, 1 egal cu, adunăm element cu element, X plus 1 Y plus 0, aici avem doar Y, Z plus 0, Z și T plus 1. Calculez determinant de X, adică determinantul matricii X, X, Y, Z, T, egal cu X ori T minus Y ori Z. Și mai calculez determinant de X plus I2. Adică X plus 1 Y, Z T plus 1, înmulțesc elementele de pe prima diagonală X plus 1 înmulțit cu T plus 1 minus cea de-a doua diagonală Y înmulțit cu Z. Și obținem aici, pentru a desface parantezele, voi înmulți X cu T și apoi X cu 1 și obțin XT plus X ori 1 este X, apoi 1 cu T, 1 înmulțit cu T este T, plus 1 înmulțit cu 1 este 1, minus Y, Z. Și obțin astfel XT minus Y, Z plus X plus T plus 1. Se dă în enunțul de la C că determinant de X este egal cu determinant de X plus I2. Scriem această relație. Echivalent cu. Și egalăm ceea ce am obținut. Pentru determinant de X am obținut XT minus YZ egal cu ceea ce am obținut aici, XT minus YZ plus X plus T plus 1. Se reduce XT cu XT minus YZ cu minus YZ și rămâne în final X plus T plus 1 egal cu 0. Echivalent cu X plus T egal cu, și îl trec pe plus 1 peste egal, minus 1. Relație care are loc pentru o infinitate de numere reale X și T.
Pentru că observ dacă iau aici x-ul minus 3 și t-ul 2, minus 3 și 2. Minus 3 plus 2 obțin minus 1. Pot să iau invers, 2 minus 3 și iar obțin minus 1. Și așa mai departe. Deci relația are loc pentru o infinitate de numere reale x și t. Dacă această relație are loc pentru o infinitate de numere reale x și t, înseamnă că există o infinitate de matrice x din M2 de ieri, astfel încât determinant de x să fie egal cu determinant de x plus i2. La exercițiu 2, pe mulțimea numerelor reale, se definește legea de compoziție x compus cu y egal cu minus xy plus x plus y. Trebuie să arătăm la A că 1 compus cu radical din 2 este egal cu 1. Rezolvăm această compunere și ținem cont de faptul că x este 1, iar y este radical din 2. Și avem minus x înmulțit cu y. Deci voi pune 1 înmulțit cu radical din 2. Plus x, adică plus 1, plus y, plus radical din 2. Minus 1 înmulțit cu radical din 2 este minus radical din 2. Copiez plus 1 plus radical din 2. Minus radical din 2 cu plus radical din 2 este 0 și rămâne rezultatul 1. La subpunctul B, avem de demonstrat că x compus cu y este egal cu minus x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1. Plecăm de la legea de compoziție dată în enunț, minus x, y plus x plus y egal cu. Și dăm factor comun aici pe minus x din primii doi pe lângă. Rămâne din primul produs y, iar plus x împărțit la minus x este minus 1. Mai departe copiez plus y și pentru a putea da iar factor comun adaug un minus 1, iar pentru a nu schimba cu nimic legea de compoziție dată în enunț, voi adăuga un plus 1. În acest fel, minus 1 plus 1 se reduc, dau 0 și aici rămâne doar y. Însă scrierea aceasta este convenabilă, deoarece pot să dau factor comun acum pe y minus 1. Egal cu y minus 1 pe lângă. Din primul produs rămâne minus x, iar din al doilea rămâne plus 1. Deoarece y minus 1 împărțit la y minus 1 este 1. Copiez plus 1 egal cu. Înmulțirea este comutativă. Pot să scriu prima dată minus x plus 1 pe lângă y minus 1 plus 1. Iar pentru a avea forma dorită la exercițiul B, voi scoate de aici forțat în factor comun un minus. Când scot forțat un minus în factor comun, semnele din interiorul parantezei se schimbă, deoarece minus x împărțit la minus este pozitiv, rămâne x, iar plus 1 împărțit la minus devine negativ, minus 1. Pe lângă y minus 1 plus 1, pentru orice numere reale, x și y. La subpunctul C trebuie să determinăm numărul real x, pentru care 3 la x compus cu 5 la x este egal cu 1. Voi rezolva această compunere folosind forma legii de compoziție găsită la subpunctul B.
deoarece dacă folosesc această formă, voi rezolva mai ușor ecuația dată. Voi pune minus și am x minus 1. X-ul este 3 la x minus 1. Pe lângă y minus 1, adică 5 la x minus 1. Plus 1 și copiez egal cu 1. Echivalent cu, avem plus 1 pe care dacă îl trecem peste egal cu semn schimbat minus 1, voi obține minus 3 la x minus 1 pe lângă 5 la x minus 1 egal cu 1 minus 1, adică pot să pun egal în continuare cu 0. Înmulțesc cu un minus 1 pentru a avea aici pozitiv. Minus 1 înmulțit cu minus rămâne plus și obțin astfel, aici 0 înmulțit cu minus 1 este 0. Echivalent cu un produs este 0 când cel puțin unul dintre factorii săi e 0. Deci obțin 3 la x minus 1 egal cu 0 sau 5 la x minus 1 egal cu 0. Echivalent cu 3 la puterea x este egal cu 1 și 5 la puterea x este egal cu 1. Egalitate care are loc dacă x-ul este 0. Deoarece 3 la x este egal cu 1, se poate scrie ca 3 la puterea 0. Orice număr ridicat la puterea 0 este 1. 5 la x, la fel, 5 la 0. Și de aici rezultă că, dacă bazele sunt egale, înseamnă că și exponenții sunt egali. Deci x este egal cu 0. Obiectul al treilea, exercițiul 1. Avem funcția definită de la ieri la ieri cu f de x egal cu x la puterea a patra minus 2x la a doua minus 63. Trebuie să arătăm la subpunctul A că prima derivată a funcției f are această formă. 4x pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Derivăm funcția dată, x la a patra minus 2x la a doua minus 63 și derivăm x la a patra minus 2x la a doua derivat minus 63 derivat egal cu. Îți reamintesc că pentru a deriva x la puterea n se procedează astfel. Scriu n înmulțit cu x la puterea n minus 1. Și așa vom lucra și în cazul nostru. X la a patra derivat înseamnă 4 înmulțit cu x la puterea 4 minus 1. Obțin 4x la a treia. Mai departe, x la a doua derivat. 2x la a doua derivat. 2 înmulțit cu 2 ori x la 2 minus 1. Obțin 4 înmulțit cu x la puterea 1. Iar 63 derivat este egal cu 0. Orice constantă derivată ne dă 0. De aici scot în factor comun pe 4x pe lângă. De aici, dacă am scos un factor comun pe 4x, înseamnă că fac operația de împărțire. 4x la 3 împărțit la 4x egal cu 4 împărțit la 4 este 1. X la a treia împărțit la x înseamnă x la puterea 3 minus 1 și obțin astfel x la puterea a doua. Minus 4x împărțit la 4x este 1. Egal cu 4x pe lângă. Aici am formulă de calcul prescurtat a la a doua minus b la a doua, unde b este 1. Care se scrie astfel, a minus b pe lângă a plus b. În cazul nostru vom scrie x minus 1
pe lângă x plus 1, unde x este număr real. La punctul B trebuie să determinăm ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2 situat pe graficul funcției f. În general, ecuația tangentei la graficul funcției f în x egal cu x0 se scrie y minus f de x0 este egal cu f derivat de x0 pe lângă x minus x0. În cazul nostru, x este egal cu 2, deci ecuația tangentei la graficul funcției va fi y minus f de 2 egal cu f derivat de 2 pe lângă x minus 2. Trebuie să calculăm f de 2 și în funcția f, peste tot unde apare x, voi pune 2. Doi la a patra înseamnă 2 înmulțit cu 2 de 4 ori, adică 16, minus 2 la a doua 4 ori 2, 8, minus 63. 16 minus 8 este 8, minus 63 pun minus, semnul numărului mai mare. 13 minus 8 este 5 și aici rămâne 5. Deci f de 2 este minus 55. Calculez f derivat de 2 și folosesc forma derivatei găsită la a, 4 ori 2, pe lângă 2 minus 1, pe lângă 2 plus 1. Obțin 8 înmulțit cu 1 înmulțit cu 3, adică 24. Înlocuim în ecuația tangentei y minus f de 2 este minus 55 egal cu f derivat 24 pe lângă x minus 2. Echivalent cu minus și cu minus aici este plus y plus 55 egal cu, desfac aici paranteza, 24 înmulțit cu x, 24x, minus 24 înmulțit cu 2, 48, echivalent cu y egal cu. Mai întâi copiez ce am în partea dreaptă, 24x minus 48, și îl trec pe plus 55, minus 55. Obțin astfel y egal cu 24x minus, am aici suma a două numere negative, copii semnul lor comun minus și între module fac adunare. 8 plus 5, 13, 4 plus 5, 9 și cu 1, 10. Deci ecuația tangentei la graficul funcției f în x egal cu 2 este y egal cu 24x minus 103. La ce avem de calculat limită când x tinde la 3 din f de x supra x pătrat minus 9? Pentru a calcula această limită, aplic regula lui L'Hôpital și derivez numărătorul și numitorul. Aici voi obține f derivat de x supra, și am văzut la subpunctul A că x pătrat derivat este 2x, iar orice constantă derivată este 0. Obțin astfel limită când x tinde la 3 din. Folosesc forma derivatei găsite la subpunctul A, 4x pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 supra 2x. Egal cu, simplific 4x și 2x, x împărțit la x este 1, 4 împărțit la 2, 2. Și obțin astfel limită când x tinde la 3 din 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Înlocuiesc pe x cu 3 și obțin 2 pe lângă 3 minus 1 pe lângă 3 plus 1. Adică 2 înmulțit cu 2 înmulțit cu 4. 2 ori 2, 4 ori 4, 16.
La exercițiul 2 avem funcțiile f mare și f mic, ambele definite pe intervalul deschis minus 1 plus infinit la r, cu f mare de x egal cu x pătrat supra x plus 1, f mic de x egal cu 1 minus 1 supra x plus 1 la pătrat. Trebuie să demonstrăm la a că f mare este o primitivă a funcției f mic. Ca f mare să fie primitivă a funcției f mic, trebuie ca f mare derivat de x să fie egală cu f mic de x. Calculăm derivata f mare derivat de x egal cu. Și voi deriva aici ca un cât de două funcții egal cu linie de fracție. Îți reamintesc că pentru a deriva f supra g se procedează astfel. F derivat ori g minus f ori g derivat supra g pătrat. În cazul nostru, f mic este x la a doua și g mic este x plus 1. Deci voi avea x pătrat derivat pe lângă x plus 1 minus x pătrat pe lângă x plus 1 derivat. Supra x plus 1, totul la puterea a doua. Egal cu x pătrat derivat înseamnă 2x pe lângă x plus 1 minus x pătrat înmulțit cu x derivat este 1, iar aici 1 derivat este 0, deci rămâne 1 plus 0, adică 1. Supra x plus 1, totul la puterea a doua. Desfacem parantezele rotunde și înmulțim 2x ori x, adică 2x pătrat, plus 2x ori 1, 2x, minus x pătrat. Supra x plus 1, totul la pătrat, egal cu 2x pătrat minus x pătrat este x pătrat plus 2x supra x plus 1, totul la puterea a doua. Pentru a aduce prima derivată, pentru a obține 1 minus 1 supra x plus 1 la pătrat, voi aduna aici un 1 și apoi îl voi scădea pentru a nu schimba exercițiul. Minus 1. În felul acesta, aici am o formulă de calcul prescurtat, x plus 1 totul la puterea a doua, supra x plus 1 totul la a doua, și aici voi scrie ca fracție separată minus 1 supra x plus 1 totul la puterea a doua. Și obțin astfel. Se simplifică x plus 1 la pătrat cu x plus 1 la pătrat și rămâne 1 minus 1 supra x plus 1 la puterea a doua. Adică chiar f mic de x. Rezultă, funcția f mare este o primitivă a funcției f mic. La B trebuie să calculăm integrală de la 0 la 1 din f de x de x, însă am văzut la A că f mare este o primitivă a funcției f mic. Deci pot să scriu direct aici f mare de x de la 0 la 1, egal cu f mare de 1 minus f mare de 0. Și obțin astfel, în loc de x în funcția f mare pun 1 la a doua supra 1 plus 1 minus și acum pun 0 la a doua supra 0 plus 1. Obțin astfel 1 supra 1 plus 1, 2, minus 0, adică 1 supra
2. La ce trebuie să determinăm numărul real a mai mare decât 1 pentru că are integrală de la 1 la a din f mic de x supra f mare de x de x este egal cu logaritm natural din 8 pe 3. În primul rând, aici este funcția f mare de x, x pătrat supra x plus 1, care este o funcție pozitivă mai mare decât 0 pentru orice x din intervalul închis 1a. Integrală de la 1 la a din f mic de x supra f mare de x de x înseamnă integrală de la 1 la a din, și am văzut la subpunctul a că f este primitiva a funcției f. Deci f mic de x este egală cu f mare de x derivat supra f de x de x egal cu. Aici putem să integrăm cu logaritm natural din modul de f mare de x de la 1 la a egală cu logaritm natural din f de x, deoarece este o funcție pozitivă, de la 1 la a, egală cu logaritm natural din, și aplic limitele de integrare, f de a minus f de 1 și obținem astfel. Vedem că toată această integrală este egalată cu logaritm natural din 8 pe 3. Deci aici voi avea logaritm natural din f de a minus logaritm natural din, și am văzut că f de 1 este 1 supra 2. Deci o să pun logaritm natural din 1 pe 2. Egalez toată această cantitate obținută cu logaritm natural din 8 pe 3. În felul acesta obțin o ecuație cu necunoscuta a. Voi trece logaritmul peste egal cu semnul plus și avem logaritm natural din f de a egal cu logaritm natural din 8 supra 3 plus logaritm natural din 1 pe 2. Și aici folosesc proprietatea logaritmilor, conform căruia logaritm în baza a din b plus logaritm în baza a din c este egal cu logaritm în baza a din b înmulțit cu c. Și astfel obțin în partea dreaptă logaritm natural din f de a egal cu logaritm natural din 8 supra 3 înmulțit cu 1 pe 2. 8 se simplifică cu 2, 8 împărțit la 2 e 4, și rămâne logaritm natural din f de a egal cu logaritm natural din 4 supra 3. Însă logaritm natural din f de a înseamnă logaritm natural din, și în funcția f mare de x voi pune a în loc de x, a la puterea a doua supra a plus 1, egal cu logaritm natural din 4 supra 3. Avem logaritm natural în dreapta și în stânga, în ceea ce înseamnă că argumentele sunt egale, a la a doua supra a plus 1 egal cu 4 supra 3. Echivalent cu, înmulțesc pe diagonală, 3a la a doua egal cu 4 pe lângă a plus 1. Echivalent cu 3a la puterea a doua egal cu 4 înmulțit cu a, 4a, plus 4 înmulțit cu 1, 4. Și obțin astfel 3a la a doua minus 4a minus 4 egal cu 0. Aplic delta
b pătrat minus 4ac egal cu b-ul este minus 4 la puterea a doua, minus 4 ori a 3, ori c, minus 4. Și obțin 16, minus și cu minus, plus 4 ori 3, 12, 12 ori 4, 48. Egal cu 6 plus 8, 14, 4 cu 1, 5 și cu 1, 6. Atunci când calculez rădăcinile, ar trebui să pun aici a egal cu minus b plus minus radical din delta pe 2a. Însă, țin cont de faptul că a-ul este mai mare decât 1, deci un număr pozitiv, și calculez doar soluția cu plus radical din delta supra 2a. Egal cu minus, b-ul este minus 4, plus radical din 64 supra 2 ori a, adică 2 ori 3. Minus minus plus 4, radical din 64, 8 supra 2 ori 3, 6. Rezultă a egal cu 4 plus 8, 12 supra 6 și obțin astfel a egal cu 2. Sper să-ți fie de ajutor rezolvarea acestui test. Pentru a fi la curent cu cele mai noi postări, te poți abona la canalul de YouTube Learn Math Easy sau poți urmări pagina de Facebook. Pe curând!